Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată că s-a parcurs și cu memoria, și cu sufletul, și cu voința, și cu faptele, întreaga lucrare duhovnicească a postului nașterii Mântuitorului Iisus Hristos și după ce mintea s-a subțiat de lipsa cărnurilor și a unde lemnului, Evanghelistul Matei vine și ne expune în față cea mai frumoasă desfășurare genealogică întâlnită vreodată în literatura universală. Nimeni n-a reușit vreodată să-și facă speța sa până la Adam și nimeni dintre oameni n-a reușit vreodată să-și caute comoștenitorii până la origini. Se vede că este o lucrare insuflată de Duhul Sfânt și se vede că numai Dumnezeu era în măsură să lumineze această lucrare care spune că acolo unde voiește se primește rânduiala firii. Deci am început să vă spun lucrul acesta, vreau să fiți cu mare luare aminte și cu băgare de seamă că întâmplările care noi le credem a fi puse așa după capul evangheliștilor sau a Sfinților Părinți sau cei care au rânduit sărbătorile, să fie puse doar să fie înfrumusețat anul, dar nu este așa. Ci toate au mers după rânduiala firească a vremii și după rânduiala firească a lumii. Zămislirea de la Duhul Sfânt a Fecioarei Maria, când Arhanghelul i-a vestit și a spus o fecioară, spune Luca, din neamul lui David, i-a vestit îngerul că va naște prunc și se va chema Iisus sau Emanuel, cu noi este Dumnezeu. Iată că la 25 decembrie se împlinesc cele 9 luni obișnuite care o femeie își poartă sarcina să trupească. Deci nu este ieșit din fire. Ce rămâne însă ieșit din fire și de mirare este aceasta. Toți cei ce citesc Vechiul Testament și toți cei ce citesc scrierile Noului Testament vor observa două etape puternice în viața omenirii. Întâi că Dumnezeu n-a lăsat vreodată scrieri pentru oameni, ci s-a exprimat la modul direct. Cu noi a vorbit față către față, cu Avram a vorbit față către față, cu Adam a vorbit față către față. De ce? Pentru că erau la o înaltă lucrare duhovnicească și cunoșteau voia lui Dumnezeu și se lepădau de voile lor și îi urmau sfatul. Dar odată ce lumea s-a stricat și s-a înrăit, a fost nevoie de scrieri. Și cele din tâi scrieri condamnate de Apostolul Pavel sunt tablele legii lăsate de Dumnezeu iudeilor prin Moise în muntele Sinai. Și ați văzut esența învățăturii decalogului care îi stăpânea pe iudei de la închinarea idolatră și la apucăturile lor răutăcioase și vrăjmășitoare asupra lui Dumnezeu și la ușoara lor lepădare de credință ori de câte ori intrau în cumpănă, cum și noi facem astăzi și se știe foarte bine. Mi-am mers rău, mă rog, nu mi-am mai mers rău, nu mă mai rog. Dacă m-am rugat și mi-a mers rău și nu merge bine, nu mă mai rog deloc. Iată că acest lucru s-a întâmplat și în Noul Testament. Mântuitorul Iisus Hristos, în 3 ani și jumătate de mesianitate publică, n-a lăsat vreunui apostol măcar un capăt de scriere. N-a lăsat măcar un cuvânt afară de imprimarea chipului său pe acea mahramă ce a fost dusă lui Avgar, regele Elveției, și nimic în plus. Nu și-a lăsat testamente, nu și-a lăsat învățături, nu și-a lăsat filozofii, nu și-a lăsat, ca Platon și ca Aristotel, învățături pentru lumea ce va urma. Ci a spus așa, n-am venit să stric legea, ci doar să o împlinesc. Și apostolii au fost cei care, în loc să ia cataloage întregi de scrieri, sau să ia biblioteci întregi după ei în rucsaci și în saci și să plece în spate, au plecat fără traistă, doar numai cu încălțăminte și toiac și în casa unde au intrat, au cinat și Dumnezeu le-a dat lor, cum spune cântarea cântării, fiindu-se la mare, au tulburat ape multe. Deci ceea ce n-a putut să copleșească filozofii cu înțelepciunea lor, niște pescari nevrednici și următori unui învățător smerit și sărac, au uimit lumea. Dar Mântuitorul le-a spus, viața voastră vine din Duhul Sfânt, cum arată Ioan Evanghelistul, și Duhul Sfânt vă va aduce aminte vouă de toate, spune în capitolul 4 din Evanghelia lui Ioan. Deci ce trebuie să vă rămână în minte este aceasta, că Duhul Sfânt ajunge să lumineze pe tot omul ce vine în lume și la cunoștința adevărului să vină, după cum și Marele Antonie, stâlpul pustiului, Marele Sihastru sau Tatăl Sihaștilor, ca să spunem, sau Împăratul Sihaștilor,
Când a fost întrebat ce cultură are, a spus: cărțile mele sunt cerul și pământul. Deci iată, era clar contemplarea lui Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu din zidire și răpirea în lucrări duhovnicești ale minții. Dar iată că lumea răindu-se și lumea învechindu-se și evangheliștii la rândul lor au fost puși în tentă de iudei ca să scrie cartea neamului lui Iisus Hristos și să facă pe placul lor să sune în urechile lor că ei sunt un neam atât de valoros. Nu-și dădeau seama pe atunci de toate întâmplările. De aceea Luca întotdeauna în Evanghelia lui duce genealogia de la Hristos spre Adam, deci prin Noe și David, iar evanghelistul Matei o ia de la Adam și ajunge, cum ați auzit, deci până la David, până la Avram 14 neamuri, până la David 14 neamuri, la strămutarea în Babilon până la nașterea lui Hristos 14 neamuri. Deci de 3 ori ori 14. De ce vrea să arate acest lucru? Vrea să arate că întotdeauna s-a pus accentul pe genealogia bărbatului în Vechiul Testament și nu pe genealogia femeii. Dar n-a vrut să scoată în evidență genealogia lui Iisus Hristos, care nu are părinți după trup, ci este din veșnicie născut din Tatăl, ci doar are o trecere temporară în lumea timpului, din Fecioara Maria, prin Duhul Sfânt, din puterea Tatălui. Și ce se întâmplă în acel moment? Timpul își ia început cu cel fără de început, de aceea se spune anii de la Hristos. Și ca să rămână ca o mărturie, evanghelistul a găsit de cuvință insuflat de Duhul Sfânt să le lase iudeilor o carte în care să arate neamului, Iisus Hristos prin David până la Avram și până la Adam. Fiindcă iudeii se minunau foarte și erau foarte mândri în sinea lor când auzeau că Avram este tatăl lui Iisus și că el va fi răscumpărătorul, dar nu răscumpărătorul pe care ei nu l-au crezut, ci cel pe care l-așteptau după mintea lor, să vină cu un regat puternic, să stârpească Imperiul Roman și ei să rămână să domine lumea, cum fac și astăzi domnii jidani în masonerii. Dar iată că lucrurile n-au stat așa, ci timpurile s-au petrecut, Hristos a propovăduit, s-a răstihnit, a înviat și așa mai departe, dar trecând peste acestea și ajungând unde avem noi nevoie, la sfârșitul acelor trei rânduri de seminții, câte 14, la duminica înaintea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, evangheliile arată cum a fost nașterea lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că automat în ziua nașterii lui Iisus Hristos, deci când apare steaua și toate celelalte, cum veți vedea, și magii care călătoresc, și păstorii care se închină, și îngerii care laudă, și întregul vacarm al sărbătorii, au rămas și rămân în lume contradicții în firea și în mintea omenească legate de identitatea Mântuitorului Iisus Hristos și, în primul rând, legate de omenirea Lui și de dumnezeirea Lui. Arienii și toți nebunii Noului Testament care au venit începând de la ereziile împăraților păgâni și până în zilele noastre, i-au contestat întotdeauna divinitatea, arătându-L ca o ființă mai puțin superioară decât Dumnezeu și, cum spun și astăzi sectare, zice Fiul e unul și Dumnezeu e altul. Deci tot un soi de arienism. După aceea au venit iudeii și l-au contestat spunând, oare nu știm noi pe Iosif și pe Maria, părinții lui, nu-i feciorul teslarului din Nazaret? Nu, cum spune el, Tatăl m-a trimis? Cum spune eu sunt pâinea cea vie ce s-a pogorât din cer? Cum spune el, iertate sunt păcatele? Cum spune eu sunt Fiul lui Dumnezeu? Și ați auzit în Evanghelie, nu-l condamnau că a călcat sâmbăta, ci mai mult pentru că se chema Fiul lui Dumnezeu. Și într-adevăr, Fiul lui Dumnezeu se chema. Și arată, nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Și aici trebuie căscate urechile bine, uitat de carnea de porc, uitat de mâncările de unde lemn și de grijile de acasă și de la servici. Și spune, mama lui Maria fiind logodită cu Iosif. Ce înseamnă logodna? Înseamnă un fel de sfert de nuntă, ca să-i spunem așa. Este un fel de binecuvântare ce se dă și rămâne tradițională în biserica noastră până astăzi, când doi miri, pentru a fi mai sigur unul de celălalt că nu-și vor pierde averile și mașinile când pune-i mâna unul pe celălalt, hai să se logodească repede și să schimbe inelele, nu cumva să-i fugă drăguța cu altul sau drăguțul cu alta. Dar aici n-a fost așa, ci a fost cu totul altceva. Încă din cele mai vechi timpuri, de ce vreau să spun din cele mai vechi timpuri, la iudei se păstra
această castitate prin cinstirea fecioarelor și ținerea lor la templu. Și asta am știți prea bine când am discutat la intrarea Maicii Domnului în biserică, la 3 ani, când s-a dus și a fost ținută în templu până la vârsta de aproape 15 ani, deci avea ea vreo 3 ani și plus că a mai stat vreo 12 ani în templu, deci la 15 ani a fost vremea fecioarei să se mărite și trebuiau să o căsătorească. Evangheliile concret nu arată, dar scrierile istoricilor și tradițiile arată clar că atunci când a fost vremea căsătoriei fecioarei, care fusese închinată de Ioachim și Ana bisericii și ei morți de mult, fiindcă deja se știa că de va fi în putere 80 cei mai mult osteneală și durere, și Ioachim și Ana, zămislind-o la bătrânețe, desigur au dărit-o bisericii, iar ei s-au dus la cele veșnice. Zaharia era singurul care știa toate tainele despre fecioară și știa acele hrăniri cu mană de către înger, acele lucrări duhovnicești, acele răpiri de rugăciune, acele măestrii ale mâinii și artisticul cu care i-a lucrat toate lucrările arhierești și broderiile veșmântărilor la templu, înțelepciunea cu care studia Sfânta Scriptură, înțelepciunea cu care... Deci înțelepciunea cu care fecioara primise vestea Duhului Sfânt. Și sigur, Zaharia avea înștiințare prin discuția cu fecioara, și știm lucrul acesta categoric din Scripturi, că ea deja avusese în martie, deci, vestirea Îngerului că va naște fiul pe Emanuel. Și sigur că în momentul când a fost vremea logodirii, s-a pus accentul cu totul pe altceva. Se știa foarte bine în Vechiul Testament că femeia, când va fi prinsă în desfrânare, va fi omorâtă cu pietre. Și pântecele fecioarei creștea și trebuia să fie logodită, și atunci sigur că a fost încredințată lui Iosif, dar nu prin întâmplare sau nu din discotecă, ci vă spun eu, fraților, s-au pus 12 toiege de la 12 bărbați aleși la templul lui Solomon în Sfânta Sfintelor, și a cărui toiag va odrăsli, acela o va lua de bărbat. Și au odrăslit toiagul unchiului său Iosif. Unchi, rudenie de sânge. Și el a luat-o în logodire, cum spun Sfinții Părinți, Vasile cel Mare, Grigorie de Nisa și Maxim Mărturisitorul, ca să copleșească mintea satanei și să nu trimită ispite asupra fecioarei, cum și de fapt avea să facă și le va face. Să creadă satana, și urmărind fecioarele care trebuiau să zămislească pe Iisus, să creadă că măritată fiind, nu este lui în putință a ști ce este cu această fecioară, și tăinuită de puterea rugăciunii și de darul lui Dumnezeu, Maria îl urmează pe Iosif. Și spune mai departe, fiind logodită deci cu Iosif, fără a fi ei înainte împreună, deci se vorbește de împreunare, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Deci Iosif a observat că fecioara este însărcinată. Era drept și n-a vrut să o vădească, ci a vrut să o lase nascuns. Adică, ce a zis? Eu nu mă duc să te spun la templu. Eu nu mă duc să-mi încarc sufletul de sângele tău nevinovat. Tu ai fost fecioară, tu ai stat în templu, de satana i-a strecurat îndoiala în minte lui Iosif, întâi să o vădească, întâi i-a descoperit cu ochii să vadă întâmplarea că fecioara poartă în pântece, și a crezut satana că prin acest mesaj dat lui Iosif și prin această îndoială a sufletului, Iosif va merge la templu și va spune bătrânilor sau sfatului sinedriului, fecioara voastră este însărcinată, a curvit-o, omorât-o cu pietre. N-a fost așa. Și Dumnezeu, care luminează mintea la tot lucru bun și păzește pe om de ispite, i-a trimis îngerul lui Iosif și a gândit bine și a spus, mai bine să o las ascuns și Dumnezeu să aleagă. Dar precând gândea acestea, Dumnezeu, care știa înverșunarea ideilor care țineau atât de mult la litere și la lege, i-a trimis îngerul noaptea în vis și i-a spus, Iosife, fiul lui David, deci îl arată și pe el fiind din speța lui David, moșul lui Hristos, nu te teme a lua pe Maria logodnica ta, deci necăsătoriți, logodiți. Că ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Deci iată mărturie din cer că fecioara era fecioară și ce s-a zămislit la ea din Duhul Sfânt. Iar nenorociților de sectari și acelor guri răzvrătite și hulitoare
să le spunem cu cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur. Când auzi hulind de Dumnezeu și de Sfânta Fecioară, să-i sfari gura, că mâna cu care dai să sfințește. Deci iată, aceasta trebuie să fie poziția sufletească a creștinului adevărat în fața hulelor sectare, când spun că a fost femeie și a fost măritată și a născut copii și s-a culcat cu Iosif. Și mergând mai departe pe parcursul Evangheliei, îi spune îngerul mai departe și ea va naște fiu și se va chema numele lui Iisus. Căci el va mântui poporul său de păcatele lor. Deci iată concretizarea întregii Evanghelii, despre care Mântuitorul Iisus Hristos s-a făcut cunoscut în lume ca un mesager, așa cum pe pământ s-a făcut prin Ioan Botezătorul, care spune, gătiți calea celui ce străbate pustia, și spune, drepte faceți cărările lui, iată Îngerul lui Dumnezeu și nu altul decât Arhanghelul Gavril vine și îi vestește lui Iosif, nu te teme, a lua pe Maria. Frumusețea nașterii, frumusețea praznicului în sine, deci a bucuriei nașterii lui Iisus Hristos, este nemărginită. Cerul și pământul în cântec răsună. Îngeri și oameni cântă împreună, spune colinda și se știe din colindă. Căci împăratul cerului și a pământului vestit de îngeri la păstori, din smerenie născut în iesle, este lăudat de ciobanii de la oi. Deci nu este lăudat de filozofi, nu este lăudat de oameni cu știință de carte și de ritorii Vechiului Testament sau cunoscătorii Torei și a Sfintei Scripturi sau a cărților lui Moise, ci este lăudat de păstorii animalilor, că Dumnezeu celor smeriți le dă har și le descoperă taine minunate. Dar deasupra mesajului îngeresc stă Dumnezeu cerului și al pământului, care veghează această taină a mântuirii neamului omenesc prin Fiul Său Iisus Hristos întrupat și născut. Și dacă ne uităm mai departe la mesajul sărbătorii, și vom vedea pe parcursul acestor zile, tot aceasta vom vorbi. Stihiile îi se închină și stihiile îl cinstesc și îi cântă. Îngerii îi vestesc și aduc acel mesaj puternic, slavă întru cei de sus și lui Dumnezeu pe pământ pace între oameni, bunăvoire. Deci iată mesajul împăcării între oameni, de care vorbim permanent la Sfânta Spovedanie și în învățătura evanghelică, pe care Hristos a concretizat-o în trei cuvinte. De nu vă veți iubi între voi, nu cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei. Deci când tu vii la biserică și cu vecinul tău sau cu prietenul tău sau cu cumnatul tău sau cu cumătrul tău sau cu săteanul tău ești certat, înseamnă că n-ai împlinit mesajul nașterii. Ieslea inimii tale, în loc să poarte și să încălzească la aburul rugăciunii pe Iisus Hristos, îl încălzește pe sarsailă care îți împetrește mintea la lucru bun. Și atunci sigur că se reflectă în minte ura, răzbunarea și invidia și răutatea pe care Mântuitorul vine și le desfințează cum? Prin smerenie, din prea plinul său de iubire. Deci vine în iesle de dobitoace să le arate oamenilor că au ajuns mai răi decât dobitoacele. Vine în peșteră întunecoasă să arate că lumea era în mezul păcatului. Vine în mezul nopții să arate că vine pe neașteptate, când lumea era înfundată în mezul mizeriei sufletești. Și cum spun tradițiile, în acea noapte sfântă de nașterea lui Hristos, îngerii lui Dumnezeu, precum au tăiat mai de multă vreme și au ucis la trecerea prin Marea Roșie, și-au ucis îngerii lui Dumnezeu pe cei întâi născuți ai Egiptului, de data aceasta îngerii lui Dumnezeu a stat împotriva celor ce făceau păcate mari, a sodomenilor și a gomorenilor, ca nu cumva să fie spurcat pruncul sfânt sau pământul să fie spurcat de aceste fără de legi și taina în sine să nu poată avea loc. Deci vine să desțelenească pământul inimii și vine să desțelenească acele trupuri împetrite care nu mai credeau în mântuire, ci credeau în reîncarnare și multe alte învățături iudaice propagate și învățate la templu de arhierei și de cărturarii legii vechi, care schimbase legile și rânduielile. Și spunem mai departe, acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ce s-a zis de Domnul prin prorocul, care zice: Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și se va chema numele lui Emanuel. Deci iată prorocia lui Isaia,
cu multe sute de ani înainte de venirea Mântuitorului și știți acea minune când Simeon a ras de pe pielea de vițel și a trăit până a văzut cu ochii mântuirea și vom vedea la 40 de zile, deci când se face intrarea în Biserica Domnului, deci închinarea, cum se spune, întâmpinarea, cum îi spunem noi, praznicului. Și Simeon le-a în brațe și spune, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, dar vestește exact mesajul sfânt pentru care Hristos vine în lume și arată că fortificarea între dogme bolnave și învățături greșite nu duce la rai, ci este răzvrătire și născocire omenească, că El nu vine în prea plin de cuvinte, ci vine în prea plin de iubire. Și spune, acesta s-a pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel. Cine se va împiedica de această piatră se va sfărâma, dar peste cine va cădea piatra, Hristos se va spulbera. Și iată, această tentă, să spunem, de putere împărătească venită din seminția lui David, de la Adam, prin Avram, prin David, până astăzi, nu arată altceva decât că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, cum? Și din treime și din omenire. Din omenire, pentru că Dumnezeu și-a reflectat iubirea supremă față de om prin zămislirea lui Adam și crearea prin zămislirea lui Adam, prin crearea lui Adam din pământ și suflarea lui asupra lui cu duh de viață, adică înțelepciune, putere, rațiune și inteligență, ceea ce celelalte dobitoace nu au, dar i-a suflat și harul divin, adică să nu simtă durere, frig, foame, sete, să vadă, să vorbească cu Dumnezeu, să-L cunoască, să-i ceară părerea, să se sfătuiască și împreună să vorbească. Iar omul, primind aceste daruri, le-a transformat în nimic prin patimile lui, spunând că trebuie să fiu ca Dumnezeu. Deci păcatul mândriei a fost păcatul satanicesc din cer a îngerilor și păcatul mândriei a fost robirea omului din starea dumnezească în starea pământească. Iar Iisus Hristos calcă peste păcatul acesta al mândriei, venind într-o smerenie și putea și El să se nască cu pempăr și cu biberoane și cu lapte bebilac, dar s-a născut într-o iesle de vite și s-a îmbrăcat în scutecele rupte din hainele Fecioarei Marie. Putea și El să aibă orgă de lumini și televizor color, dar nu i-au trebuit, ci avea întregul pământ și viziunea asupra întregii omeniri, precum un reflector descoperă în noaptea înstelată orbite și galaxii. Privea din pruncul Fecioare, din pântecele Fecioarei Maria, cum îi se închină Ioan și cum femeile vorbesc de această cinste și minune ce avea să fie și cum Elisabeta, umplându-se de Duhul Sfânt, a strigat cu mare glas și a zis, cum este minuna ca aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Deci iată cine este Fecioara Maria și cine este pruncul Iisus. Maica Domnului meu! Mama mea și frații mei sunt cei ce stau și fac voia mea și a Tatălui meu, sau aud cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe El. Deci iată mesajul acestei sărbători care peste câteva zile umple văzduhul de colinde, umple văzduhul de bucurie, umple văzduhul de glas de clopot, umple văzduhul de glas de cântec, umple văzduhul de murmuri de îngeri și de armonie cerească, umple văzduhul și inima de bucurie sufletească. Dar care oare bucuria sufletească, cum spunea și Ioan Gură de Aur în praznicul învierii? Cel ce s-a ostenit din ceasul întâi să vină să-și ia plata, cel din ceasul al treilea să nu se îndoiască nicio clipă că l-a lepădat Hristos, cel din ceasul al patrulea și al cincelea și al șaselea și al nouălea, nicio clipă să nu creadă că va fi despărțit de ospăț, și zice, și cel din ceasul al 12-lea să vină să se veselească. Și cei harnici și cei puturoși să vină să guste, să se bucure din ospățul stăpânului și din bucuria sărbătorii. Deci și cei ce au postit și s-au spovedit odată și de două ori și de trei ori, și cei ce odată s-au împărtășit și cei ce niciodată nu s-au împărtășit, și cei de sub canon să se bucure că prin rugăciune și prin facerea lui cu Hristos s-au unit. Dar cei ce s-au lenevit și s-au trândăvit nu sunt asemenea decât lui Irod, care căuta să se bucure de prunc, dar căuta să se zavistuiască existența lui și să-l piardă. Și cum îl pierd? Îl pierd precum Irod, căutând să-i taie capul, omul îi taie capul lui Hristos prin patim. Deci, imediat ce vine praznicul sărbătorii, în loc să sărbătorească cu o rugăciune în biserică sau cu o sfântă liturghie, sărbătorește prin mâncărurile îmbelșugate,
prin dezmațurile îmbelșugate, prin muzicile desfrânate, prin emisiunile desfrânate și prin faptele destrăbălate pe care le-a lăsat Satana și le-a sădit în inima celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Deci iată mesajul sărbătorii de astăzi. Dar totuși mesajul rămâne sfânt. S-a cântat în colindă și s-a spus, vântul bate, nu-l răzbate. Trece de Dumnezeu, că El a scos vânturile din visterie. Neaua ninge, nu-l atinge. Cel ce presuri negura ca cenușa și gheața ca pâinile. Cel ce dai suflare viforului. Deci cum putea de izvorul a tot creator să se atingă cele create? Cum putea să vină Irod și să taie capul celui care l-a creat și pe el? Cum putea Irod să nimicească pe cel ce a făcut cerul și pământul și toate le ține ca pe o nimica în palmă, cum spune Isaia? Sau cum puteau răzvrătitorii și ateii și uneltitorii împotriva dreptei credințe să creadă că vor putea distruge vreodată biserica sau evlavia poporului prin diferite metode și mijloace, indiferent de ele, când deasupra bisericii nu stătea tablă, zinca, ramă, cupru, ci stătea Iisus Hristos, capul bisericii, iar biserica era mădular în parte. Deci iată de ce spune Iosife, nu te teme a lua pe femeia ta. Nu te teme, creștine, a te împreuna cu biserica, că nu vei pierde nimic niciodată. Nu te teme a te spovedi, nu te teme a împărtăși. Nu te teme nispite a pregeta, spune rânduiala tunderii monahism, căci sculcându-te și sculându-te, Domnul este cu tine și mai degrabă va uita pruncul pe măsa decât te va uita pe tine, Doamne. Deci iată, pruncul este uitat de mamă sau mama de prunc, dar inima omului nu poate să-L uite pe Dumnezeu niciodată. Și spunând acest lucru, vă aduc din nou aminte, și asta ca o părere de rău și ca o strângere, să spunem așa, de suflet la sfârșit de post, s-a constatat și încă se găsește multă lene, se găsește multă râvnă pentru cele rele și puțină pentru cele bune. Mulți care m-au mințit și au spus că și-au terminat canonul și pravila, dar nu l-au terminat. Mulți care m-au mințit și au spus că s-au rugat întotdeauna seara și dimineața, dar de multe ori le-a rămas. Mulți care au mințit că s-au înfrânat și nu s-au înfrânat, s-au mâniat, s-au iuțit, s-au răzbrunat, s-au răzvrătit, s-au răscolit sufletește, au vorbit urât. Deci acestea Dumnezeu le-a scris și mâna duhovnicului le-a dezlegat prin spovedanie. Dar nu înseamnă că mașinăria dezlegării și iertării păcatelor rămâne un act prin care noi ne facem de cap și Dumnezeu ne iartă. Deci mesajul acestui simbol sfânt, că inima rămâne iesle, nu este numai de natură spirituală, ci adevărat este. Tablele, cum spune Pavel în Scriptură, tablele legii de piatră trebuie să înlocuite pe tablele de carne ale inimii. Deci legea lui Hristos trebuie să se scrie în respirația rugăciunii. Așa cum văzduhul vibrează de cântarea colindilor și de balsamul sărbătorii și ați văzut în oraș fel de fel de împodobiri, fel de fel de pregătiri și lucruri frumoase, astea sunt pentru ochi, sunt pentru trup, sunt pentru ureche, sunt pentru gură, sunt pentru nas și pentru mână. Trebuie și înăuntrul meu și înăuntru vostru să se aprindă candela sfântă a rugăciunii neîntrerupte. Și ce să mai vorbim de rugăciunea lui Iisus? Că cineva a spus într-o zi în autobuz, zice, tot stă părintele și povestește atâtea povești la proastele astea de babe. Ele nu sunt proaste, încă slab pregătite de a înțelege oasele Scripturii și să le zdrobească cu dinții de lapte. Deci nu putem vorbi lucruri noi când n-am depășit examenele de clasa întâi. Nu putem vorbi lucruri noi când suntem măcar în clasa a doua, n-am ajuns. Nu putem vorbi de lucruri noi când n-am învățat să iertăm. Nu putem vorbi de lucruri noi când n-am învățat să postim cum trebuie. Nu putem de lucruri noi vorbi când n-am învățat să citim cu consecvență și constanță pravila și canonul care îl avem de la duhovnic, mic și rușinos. Auzi, 7 metanii, 9, 10, 12, pe când sfinții se nevoiau cu sute și cu mii de metanii. Bine, sfinții n-aveau familie, dar aveau frică de Dumnezeu. Noi avem familie și trebuie să avem și dragoste de Dumnezeu. Că având familie, avem nevoie de dragostea lui Dumnezeu asupra ei. Nu putem vorbi lucruri noi atâta timp cât încă mintea ne duce la cărți și la cafea, cum iese din spovedanie.
Nu putem vorbi de lucruri noi când mintea încă ne duce la îndoială, doar să-mi ajute Dumnezeu și am să o rezolv și pe asta. Nu putem vorbi de lucruri noi când încă este ceartă în familie. Și de ce este ceartă? Nu s-a ajuns la consens prin înțelepciunea șarpelui și prin viclenia lui ca omul să fie dominat sau femeia să fie dominată de balsamul rugăciunii fără ceartă, fără ispită, fără balamuc și fără ocară. Nu putem vorbi de lucruri noi, fiindcă încă sunt guri care blastămă și înjură. Nu putem vorbi de lucruri noi, că sunt oameni încă care se îndoiesc de valoarea postului și a rugăciunii. Și sunt oameni care încă îți spun cu dispreț, nu-i nimic, eu iau aghiazmă mare, nu-i nicio supărare, e bună și asta. Ba este mare supărare când după un post de 40 de zile îți vine mai ușor să iei aghiazmă mare decât să-L iei pe Hristos în sufletul tău și murind cu El și sculându-te cu El și înviind cu El să fii în împărăția Lui, precum El a venit în pântecele Fecioarei să aducă toată împărăția pe pământ, iar prin Fecioară și Biserică, fiindcă ea e Biserica Duhului Sfânt și simbolul Bisericii, să ne ducă pe toți în împărăția Lui. Încă un mesaj pentru care trebuie să fim cu luarea minte, trebuie să-l știm și ăsta. Sărbătoarea în sine și valoarea sărbătorii nu se reflectă prin faptul că noi sărbătorim nașterea de acum de 2000 de ani, ci fiecare om s-a născut duhovnicește cu fiecare an. Anul ăsta a lăsat o patimă, anul viitor lasă o patimă, anul viitor lasă alta, celălalt an lasă alta și așa ajungem curați la Hristos. Și îi spuneam cuiva ieri sau alaltă ieri. Zice, părinte, cum? Cu răbdare și prin răbdare. Cu răbdare pentru cei ce au răbdare și nu se enervează și nu se tulbură, fiindcă calea e lungă. Iar prin răbdare pentru că ne pun alții la răbdare. Deci nu noi. Vine dracu și ne pune la răbdare, vine aproapele, vine fiul, vine mama, vine tata, vine societatea, vine șeful de la serviciu și toți ceilalți ne pun la răbdare. Și dacă nu avem răbdarea așteptării și prin răbdarea ispitelor, nu ajungem nicăieri. Deci trebuie să fie atâta luarea minte, trebuie să fie atâta trezvie de Dumnezeu, încât în ziua sărbătorii Crăciunului să nu ne bucurăm doar de mirosul cârnaților și a fripturii, că atunci degeaba a venit Crăciunul. Ci din contra, atunci să fii mai conștient, să nu mă îmbuibesc că Dumnezeu l-am în mine de ieri și de-alaltă ieri. Să nu mă îmbuibez să-L pierd pe Hristos după 40 de zile de osteneală de câștig în 2 ore. Să nu-L pierd pe Hristos prin prima țigară fumată după post. Să nu-L pierd pe Hristos prin prima împreunare dobitocească cu femeia sau multe altele câte se întâmplă și la tine și la bătrâni imediat după post scapă exact parcă ar fi primăvara la vremea înfloritului când se dă în herghelii iar măsarii. Nu așa. Ortodoxii creștini și dreptmăritorii creștini sunt suflete nobile, sfințite de tainele lui Hristos și ei trebuie să fie împreunați precum mirele Hristos s-a împreunat cu biserica nu prin desfrânare, ci prin suferință și prin jertfă. O vorbă frumoasă, un cuvânt bun, o faptă bună, un sfat bun, o rugăciune, un început bun de suflet și să fie anul să se sfătuiască ce o să facem în plus mai mult și mai bun la anul decât anul acesta și după toate acestea, în cele din urmă trecem la cele pământești și lumești, la grija de servici, la grija de familie, la grija de casă, la grija de toate câte le avem noi în grijă, că toate sunt în spatele omului. Dar mai mult decât atâta, balsamul sărbătorii să nu-l despartă pe om cu lucruri idolești de cele duhovnicești. Încep măscăriciunile, încep urletele, încep zurgălăile, încep uralele, încep felicitările și toate încep acum, dar nu să fac duhovnicește, ci să fac după capul și mintea fiecăruia. Să le primim cu atenție să nu ne răcească la suflet. Să ne bucurăm de bucurie că am văzut măscăriciuni și urlete și zbierete ca în vestul sălbatic sau ca în junglă la triburile care se închină la avion crezând că ăla e zeu, neștiind de fapt de civilizația lumii și să uităm că de fapt noi toate acestea le-am parcurs an de an și nu apare nimic nou, ci ceea ce poate să apară nou, poate să apară binecuvântarea lui Hristos peste casa noastră prin osteneala sufletească făcută. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că încă se mai poate
Și cei care au uitat să vină, și cei care n-au avut timp să vină încă să se mai spovedească, încă să se mai golească de păcate, încă să se împărtășească, încă să se îndrepte și să pună începutul bun. Și în ziua sărbătorii, când astăzi trebuia să fie învierea, tâlharul a strigat pe cruce, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, și s-a auzit glasul sfânt, azi vei fi cu mine în rai. Deci astăzi te-ai născut, Hristoase, astăzi miluiește-mă pe mine, păcătosul, și astăzi te va milui. Dar când trăiești în ideea, voi merge atunci, sau voi merge altă dată, sau lasă că am timp, deja dracul amânării s-a sădit în inima omului. Și sărbătoarea, în loc să aibă aspect de sărbătoare, în loc să aibă valoare duhovnicească, rămâne un act în sine, o simplă onomastică a lui Hristos, sărbătorită pe ecranul televizorului, prin mâncarea și masa plină de lucruri care trec, cum spunea Apostolul Pavel, toate intră în gură și cele rele se elimină, iar rugăciunea este singura care, intrată în gură și în inimă, pleacă în sus. Deci și la masă cu rugăciune, și la culcare cu rugăciune, și la biserică cu rugăciune, și la servici cu rugăciune, și la vorbă cu rugăciune, și la televizor cu rugăciune. Zi un Tatăl nostru și apoi te uite la televizor. Că-ți vine imediat în minte, când vezi o prostie, ori să schimbi privirea, ori să nu te uiți la ce nu-ți folosește. Și pentru că spun lucrul acesta, spun și aceasta. Nu lumea e rea, nu materia e rea, ci e rău cel care o folosește. Deci nimic nu este spurcat la Dumnezeu și toate sunt binecuvântate prin binecuvântare și se sfințesc prin cuvânt Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel. Dar nimic nu poate să sfințească locul decât omul, așa spune proverbul. Omul sfințește locul și nu locul sfințește omul. Deci dacă sfinți suntem, sfinte vor fi toate în jurul nostru. Dacă răi suntem, rele vor fi toate în jurul nostru. Îi spuneam odată cuiva. Poți să dormi în biserică și să muncești numai în biserică și să fii păcătos. Și poți să stai în veceu și să fii sfânt. Deci nu locul mă sfințește. Nu locul mă ridică. Ci inima mea și sufletul meu și cugetul meu și voința mea. Și cum spune în încheiere, deșteptându-se din somn Iosif, a făcut precum i-a poruncit Îngerul Domnului. Să faceți precum v-a poruncit duhovnic. Să faceți precum v-a poruncit mamă. Să faceți precum v-a poruncit tata, să faceți precum v-a poruncit preotul de enorie, să faceți precum v-a poruncit Scriptura și să faceți precum v-a poruncit Hristos. Privegheați și vă rugați, că nu știți vremea și ceasul când putem cădea în ispită. Satana umblă ca leu și caută pe cine să înghită. Și fără să o cunoască pe ea, auzi? Și fără să o cunoască pe ea, Maria a născut pe Fiul cel unu născut, căruia a pus numele Iisus. Deci de când și până când, de unde și până unde, sunt terminologiile Vechiului și Noului Testament, nu prin care ar arăta că Maria, după ce a văzut îngerii cântând și magii închinându-se, și toată suflarea pământească, convertindu-se duhovnicește prin nașterea acestui prunc sfânt, și-a mai permis să-i zică lui Iosif, hai să mai stăm tolăniți pe pat la umbră. Doamne ferește! Minte bolnavă de sectari bătuți în cap cu parul. Minte bolnavă de hulitori și eretici care contestă fecioria Fecioarei Maria și puterea lui Dumnezeu în actele mântuirii. Prin minune s-a născut Fecioara din părinți bătrâni. Prin minune a ajuns la templu. Prin minune a trăit în templu. Prin minune s-a logodit. Prin minune a născut. Prin minune a trăit. Și prin minune s-a ridicat la cer și șade acolo de-a dreapta Sfintei Treimii, în haine de aur, prea înfrumusețate și cu lanțuri împodobite. Lanțurile sunt virtuțile faptelor bune. Bucură-te, cea plină de dar, Domnul este cu tine. Deci cine contestă acest lucru, să spună și Evanghelistul Luca, cum spun și eu, mute să fie buzele păgânilor ce nu cinstesc icoana ta sau faptele tale. Și pentru că am ajuns și în încheiere la Evanghelia de astăzi, spun și aceasta. Fecioara Maria să fie binecuvântătoarea sau înainte mergătoarea lui Hristos pentru tot sufletul păcătos. De aceea de fiecare dată am dat paraclis la spovedanie. Fecioara Maria să fie mesagerul intrării la ușa Raiului, că ei se atribuie rugăciunea, ușa milostivirii, deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu.
Și Fecioara Maria să păzească copiii, fiindcă a purtat prunc în brațe, fără să fie mamă și să cunoască plăcere de nuntă. Și Fecioara Maria să fie mijlocitoarea la Hristos pentru cei ce canon de pocăință își fac către Mântuitorul pentru păcatele lor, că spune mult poate îmblânzirea Maicii Stăpânului prin rugăciunea Maicii. La Paraclis, am inversat eu frază. Dar în final și în încheiere, să nu uităm că totuși răsărita lumii lumina cunoștinței, deci lumina cunoștinței a răsărit lumii soarele dreptății, Hristos Dumnezeu nostru. Știți troparul care o să-l auzim cântând când vine preoții în casa dumneavoastră cu ajun acum de sărbătoare. Dar acest soare să nu-l întunecăm cu patimile. Precum iese smogul fabricilor, precum iese norii de ploaie, cum sunt norii de furtună, cum este ceața și astupă soarele să nu se vadă puterea și căldura lui și să vină frigul și înghețul, la fel și patimile și păcatele îngheață și răcesc și astupă și negresc sufletul. Să dea bunul Dumnezeu că pe parcursul sărbătorii tot vom vorbi și o mai povesti și cei care au rămas încă nepregătiți și cei care vor să se mai pregătească și cei care doresc să se pregătească și cei care vor să se îndrepte, să le dea Dumnezeu gândul cel bun, iar soarele dreptății să le fie un far călăuzitor și în viață și în lucruri, precum steaua a fost călăuzitoarea magilor până la Iisus Hristos, Domnul. Amin. Oh,